Am ajuns la X-Body Studio, unde vom afla alături de Master Trainer Alexandru Valah cum putem slăbi, cum ne putem tonifia întregul corp și cum putem scăpa de celulită printr-o combinație excelentă de fitness și electrostimulare în ședințe rapide de doar 20 de minute. Bună, Alex! Bună! Spune-ne ce avem aici! Aveți un client care este îmbrăcat într-un costum de X-Body. X-Body, de fapt, este un proiect, un concept apărut de curând, o tehnică inovatoare de antrenament. Explică-ne cum funcționează acest tip de antrenament. Haideți mai întâi să vă arăt aparatul. Acesta este aparatul, are mai multe programe de antrenament, unul de construcție a masei musculare, un program cardio care te ajută foarte mult să slăbești, să stonifiezi corpul, iar la sfârșit, ca un premiu, vine masajul. Acest aparat transmite niște impulsuri electrice. Alexandra, în momentul de față, are un costum pe ea de X-Body, care este udat, bineînțeles, apa fiind un bun conductor de electricitate. Are stimuli pe toate cele 9 mari grupe musculare, adică piept, abdomen, fesieri, coapse. Indiferent de cum lucrezi, musculatura este foarte bine atinsă și contractată. Care sunt avantajele față de un program de fitness obișnuit? În primul rând, timpul, care a devenit cea mai prețioasă monedă. Aici sunt doar 20 de minute. De ce sunt doar 20 de minute și nu sunt 60 de minute? Sunt 20 pentru că în același timp, într-o secundă, pot să zic, îți contractă toate grupele musculare, pe când la sală tu te concentrezi să lucrezi o anumită grupă musculară. Știu că putem trata și celulita prin acest program. Acest aparat te ajută foarte mult să scapi de celulită. De ce? Pentru că lucrându-ți toate grupele musculare înseamnă rata metabolismului tău bazal este mult mai mare. Poți să îți dublezi caloriile pe care tu le consumi zilnic în acest tip de antrenament. Câte calorii consumăm în cele 20 de minute? Într-un antrenament foarte intens poți să ajungi până la, să zic eu, între 300 și 500 de calorii. Că nu ceea ce arzi în timpul antrenamentului este foarte important, ci ceea ce arzi după. De ce? Pentru că corpul tău, fiind afectat de antrenament, încearcă să se recupereze și atunci când el se recuperează, consumă foarte multe calorii. Care e rolul antrenorului sau cât de important este să avem un antrenor bun? Este foarte important pentru că astfel ai o prevenție a accidentărilor. În primul rând, știi să execuți corect toate mișcările. Foarte multă lume confundă electrostimularea care se făcea în saloanele de înfrumusețare cu acest aparat. Înainte se foloseau aparate care puneau accent doar pe contracția musculară. Aici este un pic mai mult. Contracția este mult mai profundă, să spun așa, și sunt atinse mult mai multe fibre musculare.